Hristos. Amin. Cu deosebit respect, vă invit să deschidem Scriptura și să citim Cuvântul lui Dumnezeu din Epistola către Efeseni, capitolul 5. Vom citi Cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 19. Efeseni, capitolul 5, versetul 19. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înainte lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură, sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupului, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Amin. Respectuos, vă invit să vă reașezați. În această dimineață am deosebită bucurie de a fi prezent în această părtășie a Bisericii Betel și onoarea de a fi alături de sora Eligia și fratele Claudiu în această calitate a lor de mireasă și de mire. Mă bucur din tot sufletul pentru familiile neșilor care sunt reunite în această dimineață în casa de rugăciune. Și dorința noastră a tuturor este ca Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile și în mod deosebit Dumnezeu să așeze în această zi binecuvântarea sa peste familia care se unește astăzi în Domnul. Prețuim nespus de mult binecuvântarea lui Dumnezeu. Rațiunea pentru care mirii noștri se găsesc astăzi în casa de rugăciune este pentru că ei doresc să primească binecuvântarea lui Dumnezeu. Această binecuvântare a lui Dumnezeu nu este vizibilă cu ochiul, în sensul în care nu o poți cuantifica și să spui, așa arată. Nu. Ea se așează într-un mod nevăzut, dar extrem de consistent. Ea nu izbește privirea, deși pe parcursul unei vieți de om se transformă într-o mulțime de lucruri care pot fi atinse, într-o mulțime de lucruri concrete, vizibile, experimentabile. Această binecuvântare a lui Dumnezeu este prețioasă și odată primită, ea face deosebirea dintre o familie fericită și o familie nefericită. Ne dorim ca această binecuvântare să fie lăsată de Dumnezeu peste dumneavoastră. Ea nu piere odată cu o generație. Ea continuă peste generații. Lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile făcute. Și în Scriptură stă scris că Dumnezeu binecuvântează pe cei care se tem de El până la al miilea neam. Și aici, frate Claudiu, sora Eligia, dacă socotim 1000 de neamuri, al miilea neam, și un neam înseamnă 40 de ani, aproximativ, o generație.
Și dacă Dumnezeu va fi să lase lumii viață încă 40.000 de ani de aici înainte, dacă voi sunteți Domnului credincioși, peste 40.000 de ani, urmașii voștri, care poate că atunci vor forma un popor, nu știm, vor fi binecuvântați din pricina voastră. Și ce se întâmplă astăzi aici în casa de rugăciune poate să fie definitoriu pentru destinul multor oameni din următoarele generații. Ce binecuvântează Dumnezeu rămâne binecuvântat. Și suntem aici ca să așezăm o piatră de hotar la baza unei familii care se unește în Domnul. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze această familie. Aș vrea să subliniez din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a făcut familia pentru ca să ofere omului cadrul în care să fie fericit. Voia lui Dumnezeu cu privire la căsniciile noastre este să fim fericiți în familie. Cuvântul casă sau căsnicie nu vine de la verbul a căzni, ci vine de la cuvântul casă. Voia lui Dumnezeu este să fim fericiți. Aș vrea să se subliniez pentru toate familiile și în mod deosebit pentru Mire și pentru Mireasă, fericirea în viața de familie nu este un cadou pe care îl primești în ziua nunții. Fericirea este o realizare la care ajungi prin efort pe parcursul unei vieți. Fericirea nu este un cadou care ți se dă, l-ai primit, mulțumești frumos și te duci mai departe bucuros de ce ai primit. Nu, nu. Fericirea este o realizare. Dumnezeu asigură toate condițiile necesare ca noi să fim fericiți, rămânând apoi ca noi să așezăm sămânța primită în pământul potrivit și să o îngrijim. Și îngrijind-o ne vom bucura de rodul pe care îl vom culege. Și se vor uita alții înspre căsnicia noastră și vor zice, iată niște oameni fericiți. Dumnezeu din cer să ne călăuzească și să înțelegem că fericirea în viața de familie nu este un cadou, deși este un dar care vine de la Dumnezeu. Dar acest dar al lui Dumnezeu trebuie să fie îngrijit. Fericirea nu crește, nu vine de la sine. Buruienile pe marginea drumului cresc singure. Dar într-o căsnicie fericirea nu vine singură. Ea vine dacă este căutată, dacă este îngrijită, dacă este cultivată. Întreb, este Dumnezeu de partea familiilor? Este de partea tuturor familiilor. Este de partea tuturor familiilor credincioșilor. Dați văzut dumneavoastră familii cu credincioși, dar nefericiți? Faptul că a fost Dumnezeu de partea lor nu i-a ajutat prea mult dacă n-au fost și gata să facă sacrificiile și să ducă lupta pe care Dumnezeu le-a așezat-o ca responsabilitate. Privitor la viața de familie, aș vrea să subliniez că Dumnezeu este creatorul familiei. Familia vine de la Dumnezeu. Singurul lucru pe care oamenii l-au putut lua din Eden a fost familia. În același timp, Dumnezeu a rânduit niște principii și niște reguli pe baza cărora familia să funcționeze. Dumnezeu a făcut familia, dar Dumnezeu n-a făcut familia fără reguli. El a făcut și familia și regulile, nu doar familia. Dumnezeu este Cel care a construit, a gândit familia și a gândit structurile, mecanismele în baza cărora ea să funcționeze. Acest aspect este foarte important. Dumnezeu a dat familia voastră. Dar n-a dat doar familia, ci a dat și niște reguli după care funcționează familia. Nu poți primi familia și să respingi regulile și în același timp să te aștepți să fie bine în familie. Familia este darul lui Dumnezeu, dar acest dar este servit împreună cu regulile. Și regulile sunt așezate într-un manual de instrucțiuni. Acesta e manualul de instrucțiuni. În Sfânta Scriptură sunt puse. Descoperim trei adevăruri foarte simple.
Dumnezeu a creat familia, Dumnezeu a gândit reguli după care funcționează familia și cu înțelepciunea lui nemărginită a așezat regulile într-o carte, în Sfânta Scriptură. Acum noi, cei care ne-am căsătorit, trebuie să știm că primind de la Dumnezeu căsnicia, am primit și regulile. Dacă, spre exemplu, un constructor construiește un automobil și gândește ca inginer regulile după care funcționează produsul său, automobilul acela. El a hotărât, a gândit, creind acel automobil, că motorul, spre exemplu, funcționează dacă pui benzină unde trebuie, apă unde trebuie, ulei unde trebuie. Devenind proprietar al produsului pe care el l-a făcut, ești acum stăpân și el îți spune, domnule, acum ești stăpân, dar trebuie să știi ceva. Va funcționa bine dacă respecti niște reguli. Pui benzină unde trebuie, pui ulei unde trebuie și pui apă unde trebuie. Eu care am devenit stăpân pe automobil, vin și spun vechiului stăpân, domnule, cine e șef acum? Eu sau tu? Păi dumneata, dacă eu sunt acum stăpân, dă-mi voie să-mi croiesc propriile reguli după care funcționează produsul pe care îl stăpânesc. Și acum eu decid ce se întâmplă și cum se întâmplă. Sigur că vechiul stăpân poate să spună, poți să faci ce vrei, dar în foarte scurt timp îți vei da seama ce nefericite consecințe vin dacă nu respecti regulile. Revenind la familie, Dumnezeu ne-a dat familia. Dumnezeu vă dă familia. Dar n-aveți dreptul să ignorați regulile, pentru că altfel veți păgubi. Dumnezeu a gândit regulile. În această dimineață, cercetând cuvântul lui Dumnezeu, haideți să descoperim împreună 4 din regulile fundamentale ale unei căsnicii care va ajunge să fie o căsnicie fericită. Și este o căsnicie fericită. 4 principii fundamentale așezate de Dumnezeu în cuvântul Său. Oamenii aspiră după fericire. Și dacă ar fi să punem o întrebare celor necăsătoriți, dacă doresc să se căsătorească, probabil că cei mai mulți ar zice că da, deși unii vor zice că nu. Și noi nu o să-i credem. Își doresc, ne dorim căsătoria. La vremea mea mi-am dorit și m-am căsătorit. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia pe care mi-a dat-o. Însă ce vreau să subliniez în această dimineață este că Dumnezeu a rânduit în cuvântul Său principii de care dacă vom ține seama, vom avea fericirea în căminul nostru. Și dacă le ignorăm, paguba va fi a noastră. Dumnezeu a asigurat toate condițiile necesare ca să fim fericiți, ne-a pus la îndemână instrumentele necesare, ne-a dăruit binecuvântările, a creat cadrul, totul este rânduit de Dumnezeu, premisele sunt extraordinar de favorabile, e a doua zi din primăvară. Dumnezeu a creat tot ceea ce trebuia și a rânduit tot ceea ce trebuia. De acum fericirea voastră este în mâna voastră, frate Claudiu, sora Elisa, Elige. Este în mâna voastră. În funcție de modul în care vă veți raporta în fața adevărurilor lui Dumnezeu, veți culege rodul fericirii. În căsnicie, poate mai mult ca în alte circunstanțe, funcționează principiul ce seamănă omul, aceea culege. Și de regulă între semănat și seceriș trece un pic de vreme. Și uneori, cu cât trece vreme mai multă de la semănat până la seceriș, cu atâta secerișul are un impact mai mare și mai de durată. Dar să revenim la principii. Primul principiu este principiul credinței. În baza acestui principiu, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre căsătoria care trebuie să fie făcută în Domnul. Căsătoria în Domnul înseamnă că se unesc în căsnicie, un soț credincios, o soție credincioasă și amândoi se raportează corect la Dumnezeu, nu doar în perioada prieteniei lor și în ziua cununiei lor, ci se comportă și se raportează corect în relația lor cu Dumnezeu pe parcursul întregilor vieți de căsnicie.
că dacă o familie se unește în Domnul, ea trebuie să și rămână în Domnul. Sunt căsnicii care se unesc în Domnul, dar apare ceva nefericit pe parcurs și nu mai continuă în Domnul. Și s-a năruit tot ce și-au așteptat ei. Voia lui Dumnezeu pentru o căsnicie fericită este ca acolo, în căsnicie aceea, credința în Iisus Hristos Domnul, Iisus Hristos ca Domn, să fie așezat la loc de cinste. Relația cu Dumnezeu să aibă prioritate. Nu te poți aștepta la ajutorul lui Dumnezeu dacă nu împlinești voia lui Dumnezeu. Nu te poți aștepta să te ajute Dumnezeu dacă lui Dumnezeu îi întorci spatele. În Biblie se vorbește despre o funie împletită în trei. Și oamenii lui Dumnezeu care cercetează Scriptura spun că aici este o metaforă a familiei. Și în acel context apare. Și această funie împletită în trei vorbește despre soț, despre soție și despre Dumnezeu care leagă, este liantul care face căsnicia aceea. Voia lui Dumnezeu este ca o căsătorie să fie întemeiată pe principiul credinței și să rămână în credință. Aici aș dori să spun din toată inima cuvinte celor care așteaptă să se căsătorească. Să vă căsătoriți cu oamenii care au frică de Dumnezeu. Cu copiii lui Dumnezeu. Respectați acest principiu al credinței și Dumnezeu vă va binecuvânta, slăvit să fie numele Său în veci. Amin. În ce privește pe cei căsătoriți, principiul credinței îl învață pe soț, că responsabilitatea lui în familie, prima lui responsabilitate, este să fie legat strâns de Hristos, frate Claudiu. Prima responsabilitate. Să fii legat de Hristos. Vorbesc acum tuturor soților. Biblia spune că soțul este rânduit în familie să fie cap de familie. Și Biblia îl numește cap al soției. Dar și soțul are cap. Și în Biblie spune că Dumnezeu l-a rânduit pe Hristos să fie cap al soțului. Așa scrie. Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos capul bărbatului, bărbatul capul soției. Ca soț eu trebuie să știu că am deasupra mea o autoritate și această autoritate este autoritatea lui Dumnezeu. Nu vom putea defini în mod corect conceptul de cap de familie decât referindu-ne la relația dintre soț și Hristos. Stimați bărbați! Dacă nu le respectați pe Hristos ca și cap al vostru, să nu vă așteptați să vă respecte soțiile ca și cap al lor. Să nu așteptați. Autoritatea unui soț în familie depinde de modul în care el recunoaște autoritatea lui Dumnezeu. Frate Claudiu, vei avea autoritate spirituală în familia pe care ți-o dă Domnul, peste copiii pe care Dumnezeu vi-i va da, în măsura în care vei respecta autoritatea lui Hristos. Este multă criză în familiile contemporane pentru că bărbații au întors spatele la Dumnezeu. Este criză de autoritate, de demnitate, de model. Este criză de soți după voia lui Dumnezeu pentru că bărbații au întors spatele la Dumnezeu, așteptând în același timp să fie respectați ca soți și ca tați. Le așteaptă degeaba. Și ei subliniez acest aspect extrem de important, principiul credinței. Vei avea autoritate în căminul tău atâta cât vei recunoaște că are Dumnezeu asupra ta. Un alt lucru pe care aș vrea să-l subliniez tot în raport cu principiul credinței este ceva ce ține de soție. Și soția are responsabilitate să fie credincioasă. În cuvântul lui Dumnezeu spune că o soție înțeleaptă își construiește casa, iar cea neînțeleaptă o dărâmă cu mâinile ei. Cum este soția, sora Eligia, așa este casa. În spatele unui soț la care cei din jur se uită și spun, iată ce om, stă o soție înțeleaptă.
Și o soție înțeleaptă va realiza misiunea, mandatul ei de soție, în măsura în care îl va sluji pe Hristos. Acum trebuie să aducem lucrurile împreună și să formulăm esența principiului credinței. Pacea familiei voastre depinde de pacea fiecăruia dintre voi cu Dumnezeu. Dacă aveți cu Dumnezeu pace, într-un mod miraculos, pacea cu Dumnezeu aduce pace în familie. Cu cât ai mai adâncă, mai profundă pace cu Dumnezeu, cu atâta ai în familia ta mai multă pace. Când se întâmplă, uneori mi se întâmplă să fiu implicat în a ajuta familii care trec prin dificultăți. De obicei oamenii vin și vorbesc despre probleme. Iată care e problema. Dar eu știu că nu aia e problema. Problema e mult mai adânc. Și ceea ce ne interesează este să descoperim unde și ce nu funcționează în relația lor cu Dumnezeu. Pacea unui cămin depinde de pacea ta cu Dumnezeu. Stimate surori, dacă soții fiind n-aveți în casă pace, ar trebui să vă întrebați unde nu funcționează bine relația cu Dumnezeu. Soții la fel. Spre exemplu, eu am observat în căminul meu, vorbesc acum despre căsnicia mea, soția este aici, în casa de rugăciune și aude ce spun. Mie mi-este ușor să predic la căsătorii când soția nu este prezentă. Dar mi-este ușor să predic și când este, dar predic cu o oarecare responsabilizare. În familia noastră, este acolo, avem un loc unde eu stau și studiez, citesc, mă rog, Laura a observat că dacă eu rămân în locul acela mai mult timp și mă rog, în mod deosebit mă rog acolo, când ies de acolo, eu sunt foarte amabil, foarte drăguț, serviabil. Deodată cu de la mine inițiativă îmi vine să fac o mulțime de lucruri care firesc, nu vin. Dar atunci deodată se întâmplă. Se uită așa la mine și știe unde am fost. Și vă mărturisesc așa cu oarecare rușine că sunt momente în care se uită așa la mine și îmi zice, auzi, ia mai du-te acolo. Sora Elige, în căsnicia voastră, un lucru pe care să-l faceți este să însemnați o dăiță. Și trimiteți-vă unul pe celălalt acolo și mergeți acolo și împreună. Cultivați relația cu Dumnezeu. Amin. Acesta este primul principiu și anume principiul credinței. Rândul al doilea principiu fundamental pentru o familie fericită și împlinită este principiul maturității. Cuvântul Domnului vorbește în Proverbe capitolul 3, versetul 7, spunând bărbaților că ei trebuie să se poarte cu înțelepciune în familia lor, cu soția lor, soțiile lor. Voia lui Dumnezeu este ca un bărbat, să fie înțelept și o soție să fie înțeleaptă. Principiul maturității ne învață că familia, căsătoria, este pentru oameni mari. Ea nu este pentru copii. Chiar dacă acei copii au împlinit 30 de ani. Căsătoria este pentru oameni mari, nu pentru copii. Principiul maturității ne învață câteva lucruri foarte simple, dar fundamentale. Haideți să facem o asemuire între omul matur și copil. Nu vorbim acum de vârste, de portretul psihic, sufletesc al copilului și al celui matur. Spre exemplu, un copil este fericit atunci când dorințele și așteptările sale sunt îndeplinite. Măsura fericirii sale este dată de măsura în care așteptările sale sunt satisfăcute. Uitați-vă și la cei mici, spre exemplu. Dacă vede în vitrină o jucărie și și-o dorește, vine și zice, mami, cumpărăm eu. Și dacă te faci că nu-l auzi, are el grijă să-l auzi. Cumpărăm eu. Și dacă te faci iar că nu-l auzi, începe să plângă. Dacă îl ignori și nu l-ai bătut la vreme, se tăvălește pe jos.
Știe El care sunt căile și pârghiile prin care jucăria din vitrine devine a Lui. Se tăvălește pe jos, bate din pumn, din picioare, plânge, știe El totul. Și dacă ești cum ești, te frângi tu în loc să se frângă El. După ce i-ai cumpărat-o, o vede în mână și în timp ce lacrimile curg și se adună sub barbă, râde cu ea în mână. Ah, gata! Și bucuros! Mulțumit, se joacă jumătate de ceas și vede altă jucărie. Și iară plânge. El e fericit când cei din jur îi împlinesc aspirațiile și dorințele. Copilul familist gândește cam așa. Eu mă însor, eu mă mărit ca să fiu fericit. Mă voi căsători cu persoana aceea care mă face fericit. Omul matur se gândește altfel. Mă voi căsători ca să fac pe cineva fericit. Acum întrebarea este care se însoară sau se mărită când e matur. Învățăm principiul maturității pe parcursul vieții. Principiul maturității ne învață că în căsătorie este responsabilitatea mea să asigur fericirea. Principiul maturității te învață că rostul pentru care te găsești în familie nu este să fii servit, ci este ca să servești. Nu ești lăsat de Dumnezeu acolo ca să primești, ești lăsat de Dumnezeu acolo ca să oferi, să te dai pe tine. Asta e principiul maturității. Bărbaților, Dumnezeu le spune să-și iubească soțiile cum a iubit Hristos biserica. Să se dea ei pentru soțiile lor cum s-a dat Iisus Hristos pentru biserică. Stimați frați, să judecăm, să ne oprim un pic și să judecăm asupra acestui cuvânt. Auziți ce scrie aici. Bărbaților, iubiți-vă soțiile cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. Biserica este perfectă? Nu-i, dar o iubește Iisus. O iubește. S-a dat pentru ea. Rostul Domnului Iisus în raportul său cu biserica este să se dea pe sine pentru biserică. Rostul tău, frate Claudiu, ca soț, este să te dai pe tine pentru soția ta. Când gândești așa în căsnicie, că ești acolo ca să oferi și ceva nu funcționează bine, apar momente. Omul matur gândește cam așa. Oare ce n-am făcut și ar fi trebuit să fac ca să meargă bine? Copilul zice, eu știu de ce nu merge bine. Îi devine ăla. Îi devine nevastă mea, îi devine socrii, îi devine neamurile, îi devine locul în care stau, aerul pe care îl respir, țara în care stau, locul de muncă, toate îți devine, numai el nu, că e copil. Omul matur gândește altfel, oare unde am greșit? Copilul spune cheia e la ăilalți, omul matur spune cheia e la mine. Dumnezeu să ne ajute să gândim matur. Câtă fericire și binecuvântare vine într-o familie când și soțul și soția gândesc în baza principiului maturității. Bunul Dumnezeu să binecuvânteze familia care astăzi se unește și să fie fericiți în căsnicia lor. Amin. Privitor la principiul maturității, așa, într-o scurtă paranteză, să spun ceva despre ispita cu care se confruntă soții în familie. Dumnezeu a spus așa, soțul este rânduit să fie cap. De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu spune că un soț trebuie să se dea pe sine pentru biserică. De asemenea, Hristos, Domnul, a spus că Fiul omului a venit nu ca să i se slujească, ci ca El să slujească. Și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Și în Eden,
Domnul a spus lui Adam, am să-ți fac un ajutor potrivit. Adică, Adame, tu faci și ea te ajută. Tu faci și ea te ajută. Care este ispita soțului? În timp ce Dumnezeu l-a chemat să fie slujitor, ispita lui este că așteaptă să fie slujit. Când ne întoarcem de la serviciu acasă, și soția și soț. Soția se duce repede la bucătărie și începe să facă treburi. Soțul se așează în scaun sau în fotoliu și ia ziarul. Sau telecomanda. Și din când în când zice, nu-i gata. În timp ce îl cheamă Dumnezeu să fie slujitor, ispita lui este că așteaptă să fie servit. Dar și soțiile se confruntă cu o ispită, a căror implicații sunt chiar mai severe. Vom vorbi la vreme potrivită despre asta. Al treilea principiu este principiul autorității spirituale. În baza principiului autorității spirituale, Dumnezeu a hotărât ca El, Tatăl, să fie cap al lui Hristos. 1 Corinteni 11 cu 1 și 2 și 3. Hristos să fie cap al soțului, precum spuneam anterior, soțul să fie cap al soției. Acesta este principiul autorității spirituale. Și soțul și soția se găsesc într-o relație de dependență față de Dumnezeu și într-o relație de interdependență unul față de celălalt. Cuvântul Domnului spune, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Și apoi adaugă, nevestelor fi supuse bărbaților voștri ca Domnului. Începe proclamând principiul, supuneți-vă unii altora. Soțul se supune în familie slujind și soția se supune în familie ascultând. Și unul și altul îi chemat să se supună. Hristos, care îi cap peste soț, se supune. Interesele, binele, confortul său și l-a supus bisericii. Păi nu s-a dus la cruce pentru noi? Nu s-a supus El voii lui Dumnezeu de dragul nostru? Stimați soți, nu șef ne-a chemat Dumnezeu să fim în familie, ci cap. Și asta presupune supunerea tuturor intereselor egoiste, intereselor mai mari ale soției. Și sigur că orice soție este fericită să aibă un asemenea soț. O soție care este o soție supusă, descoperă în scurt timp că are un soț supus. Și mai descoperă ceva, că în timp ce ea se supune, soțul ei o suspune. Primește cinste. Astea sunt lucruri care se leagă în căsnicia creștină. Să nu pierdem din vedere că Hristos e acolo, în familia aceea. Și aici funcționează principiul dați și vi se va da. Principiul autorității spirituale ne învață că în viața de familie trebuie să fim smeriți. Soția, auziți ce spune aici, zice așa, nevestelor fiți supuse soților voștri ca Domnului. Noi trăim vremuri în care, sub influența mișcării feministe, care a început pe la prima jumătate a secolului 20, sub influența acestei mișcări, se par ciudate la auzi vorbele astea, adică să te supui bărbatului, la ce? Auzeam despre o discuție, spre exemplu, în Marea Britanie, o lege, la Parlamentul European. S-a făcut această hotărâre că de acum nu mai trebuie să te adresezi spunând doamnă sau domnișoară celor de acolo. Le poți jigni, le spui pe nume. Trăim niște vremuri foarte ciudate, foarte ciudate. Și sub influența acestor mișcări contemporane, principiile creștine pot fi ciudate la auz pentru necititorii Sfintelor Scripturii și neurmătorii lui Hristos. Dar să fie clar, Hristos a făcut familia. Și nu te poți aștepta să fii fericit în familie dacă ignori regulile. Și una dintre reguli este că soția trebuie să stea sub autoritatea spirituală a soțului ei. Și au zis cum?
ca Domnului. Din Biblie citesc, supuneți-vă bărbaților voștri ca Domnului. După cum biserica este supusă lui Hristos, așa soțiile să fie supuse bărbaților lor, toate lucrurile. Ca să adeverească, să ne convingă de profunzimea acestor relații, Dumnezeu ia drept comparație relația dintre Iisus Hristos și biserică. Iisus Hristos a dat pentru biserică, viața și-a dat-o pentru biserică. N-a dat timp, n-a dat efort, n-a dat contribuție, și-a dat viața. Totul a dat, inclusiv viața. Așa se face, frate Claudiu. Când soțul face așa în familie și el e primul chemat să facă, pentru că Hristos ne-a iubit pe când eram noi păcătoși, calitatea lui de cap îl responsabilizează să înceapă. El trebuie să înceapă. Soția apoi îl va urma răspunzându-i, precum biserica răspunde supusă lui Hristos fiind. Aș vrea să întreb. Tatăl este capul lui Hristos. Este dezonorant pentru Domnul Iisus să-L aibă pe Tatăl ca și cap? Este? Nu este. Hristos este capul bărbatului. Stimați soți, este dezonorant pentru dumneavoastră să-L aveți pe Hristos ca și cap? Nu. Și apoi zice Pavel, bărbatul este capul soției. Este dezonorant pentru soție să-L aibă pe soț ca și cap? Este. Și are învață lumea că este. Și asta probează încă o dată că oamenii au întors spatele la Dumnezeu. De ce credeți dumneavoastră că este atâta divorț în lume? Atâta nefericire, frustrare și neîmplinire, femei depresive ajunse la 45 de ani. Dacă toată viața ei de căsnicie, soțul ei pentru ea a fost așa acolo, nu vreau să folosesc vorbe acum că mi-au venit mai mult în minte, mă opresc aici cu minte. Toată viața l-a disprețuit. Și vine un moment greu în viață. Momentul acela cu trecerea spre menopauză, 40 de ani încolo, către 50, când în ființa ei se produc niște schimbări și din perspectivă trupească, niște mecanisme se mișcă acolo. Și mai mult ca niciodată simte nevoia de un umăr pe care să se aplece. Și dacă toată viața soțul ei a fost cine a fost pentru ea, când va avea cea mai mare nevoie de sprijin, nu o să-l aibă. Și atunci va cădea emoțional. Boala vremurilor noastre se numește depresie. Sora Eligia învață drumul supunerii de Dumnezeu, căsnicia ta, și Dumnezeu te va face o soție fericită. Frate Claudiu, învață să te dai pe tine, pentru familia ta, cum s-a dat Hristos pentru biserică și Dumnezeu te va face un soț fericit. Rândul al patrulea și ultimul în dimineața aceasta, principiul iubirii. Sigur că în ce privește principiul iubirii pot fi spuse o mulțime de lucruri. Cuvântul Domnului vorbește despre soți, că ei trebuie să-și iubească soțiile, cum a iubit Hristos biserica. Și demn de observat aici, stimate surori și frați, este că Dumnezeu soțiilor le spune să fie supuse și soților le spune să iubească. Cred că vorbește fiecăruia la nevoie. Dumnezeu știe unde suntem slabi. Soțul are slăbiciune în zona aceasta. Înainte de căsătorie, ca viitori miri, ne purtăm atât de elegant și de curtenitor cu cele care urmează să ne fie soții, încât se uită înspre noi și au spus, extraordinar. Știm a făgădui și luna de pe cer, marea cu sare cu tot. Și ne punem cu atâta atenție și călcăm pe vârful picioarelor, nu cumva un gest neatent să le îndepărteze de noi și apoi să fim nefericiți. Trece timpul și ne-am căsătorit. Și după ce ne-am căsătorit, intrăm într-un mecanism al rutinei, al obișnuinței și se duc ani. Și unii se comportă
E un proverb prin sudul României, conotații nepotrivite, dar e un proverb. Spune așa, când omul se vede cu saci în căruță, pune mâna pe bici. În special prin Oltenia se rostește proverbul ăsta în raporturile din familie. Nu așa trebuie să se întâmple. Voia lui Dumnezeu este ca iubirea să fie cultivată în căsnicie. Aș vrea să spun că iubirea poate să fie cultivată. Noi trăim vremuri în care conceptele se amestecă și se suprapun cele creștine cu cele necreștine și în capul multor semeni ai noștri este o confuzie extraordinară. Spre exemplu, privitor la iubire, mulți dintre semenii noștri gândesc cam așa. Eu nu pot controla iubirea. Dacă vine, o am. Dacă nu vine, nu o am. Păi poate porunci cineva inimii, mă întreba în timp ce discutam cu el. Și am răspuns, da, poate. Păi pot eu controla sentimentele? Da, poți. Vă proclam în această dimineață o veste bună pentru toți familiști. Iubirea se învață în căsnicie. În căsătorie, iubirea este ca și cântatul la pian. M-am uitat cu admirație la frază, am auzut vioara, ce frumos auzi în ea. Eu iau în mână, ușierii au slujbă grea. Pian, cântă așa de frumos. Dar întrebe fratele Ovidiu că este aici. A cântat așa la început? N-a cântat așa. Este fructul unei munci, unui sacrificiu îndelung. Perseverență, luptă, sacrificiu personal. Și în final, ce frumos se aude. În familie tot așa trebuie cultivată și iubirea, precum învățatul la un instrument. Încep să înveți structurile, să vorbești frumos, să faci complimente. Singurul fel în care poți să faci compliment soției, am descoperit eu, frate Claudiu, este să o faci des. Altă cale nu e, decât să o faci des și generos să o faci. Să te dai pe tine, să vorbești, a zice aici așa în Biblie, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Oare ce înseamnă să vorbești cu psalmi? Să bată noaptea vânt tare și să fie descoperită casă, duc o țiglă, două, și nevasta să vină și să spună, bărbate, uite, a fost furtuna azi noapte și s-a dus țiglă de pe casă și auzind-o vorbește în psalm spunându-i psalmul 21, spre exemplu, să te asculte Domnul ziua necazului. Așa, să ne servim replici din acestea cu text din Scriptură? Nu cred. Psalmii reprezintă atitudini, reacții și trăiri ale oamenilor lui Dumnezeu care trecând și prin vale, fiind și pe culme, au vorbit într-un anumit fel. Au avut anumite reacții și atitudini și stări sufletești. Și Scriptura ne spune că în experiențele diverse ale vieții, trebuie să vorbim ca ei. Și apoi zice, cu cântări de laudă și cânta și aduceți din toată inima laudă Domnului. Eu aș rezuma versetul acesta la câteva vorbe. Vorbiți între voi frumos. Vorbiți între voi frumos. Dumnezeu ne-a înzestrat cu limbajul, vorbirea, mult aduce în familie. Și bine și rău, bine cum vorbești. Vorbiți între voi frumos. Și vorbiți în așa fel încât, că zice aici, cu cântări duhovnicești, ca după ce ați încheiat vorbirea, să puteți cânta. Am văzut că dumneavoastră aici aveți mulți cântăreți. Eu știam dinainte, nu numai astăzi am văzut. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Vorbiți între voi în familie în așa fel încât după ce ați încheiat vorbirea să puteți cânta. Mai mă duc așa câteodată prin vizită pe la, nu mai zic acum unde și cum, și când mă duc la o adresă la care n-am treabă, îi aud pe oameni vorbind. Așa de tare vorbesc. Și li se pare că nu s-a ascultat, deci ridică totul. Ăla zice, nu-mi dai rândul, vorbesc și eu. Și vorbesc unul peste altul și din ce în ce mai tare până încep să tremure, exagerez un pic, pereți. Și după ce au încheiat ei vorbirea, se așează o liniște, două, trei zile, nu se mai aude nimic. Dacă doi oameni se ceartă, mai pot cânta împreună.
Vorbiți între voi în așa fel încât după ce ați încheiat vorbirea să puteți cânta. Asta spune versetul, vorbiți cu psalmi și apoi cântați din toată inima. Comunicați frumos. Viața este în puterea limbii și moartea este în puterea limbii. Din ceruri Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți familiștii în această privință. Dimineața aceasta, cu ajutorul Domnului, din cuvântul Sfintelor Scripturi, am descoperit 4 principii fundamentale pentru o căsnicie fericită. Principiul credinței, care ne învață că trebuie să fim legați de Hristos ca să fim fericiți. Principiul maturității, care ne învață lecția sacrificiului personal. Ai când dai. În privința aceasta, eu am învățat câteva lecții căsnicie. Mâine, poi mâine împlinim 10 ani de la căsătorie. Mai în primii ani de căsătorie, eu aveam un obicei. Se întâmpla uneori, că așa era programul nostru, să fim la amiază, amândoi acasă, și serveam împreună prânzul. La ora 14 începeau știrile radio BBC pe postul Radio Voce Evangheliei în Sibiu. Eram ochi și urechi. Schideam radio, acolo era sursa de informație și în timp ce serveam masa, ascultam știrile. Soția are alte așteptări. Ea dorește în timp ce servim masa să mai vorbim, să mai povestim de ceva. Eu să ascult știri. Așa era. Când începea știrile, zicea, ascultă. Se întâmpla să spună ceva interesant acolo și Laura zicea, ce a zis? Și ziceam, vezi dacă n-asculți. Și uneori era tulburată de atitudinea infantilă pe care o cultivam în acel început al căsniciei. Am zis, eu trebuie să se schimbe treaba. Într-o zi când începe radio BBC, eu am închis radio. L-am închis, se uită așa la mine cu ochi mari. Și zic, ce-i cu tine? Zic, astăzi povestim la masă. Ea știind ce avea în casă, mi-a zâmbit larg și s-a dus la radio și a zis, eu astăzi vreau să ascult știri. Și a deschis aparatul. Vă mărturisesc că n-am avut putere să-l închid. M-am simțit fericit. Am învățat că dacă dau, ni se întoarce. Este principiul maturității. Dai și ți se întoarce. Principiul al treilea este principiul autorității spirituale. Al patrulea este principiul iubirii. Și îmi doresc din toată inima ca toate aceste familii prezente aici sau reprezentate prin cineva care este aici, prezente sau viitoare, să fie de Dumnezeu binecuvântate. Să vă dea Dumnezeu căsnicii fericite, oameni buni. Dumnezeu din cer a asigurat toate condițiile necesare ca noi să fim fericiți. El este autorul familiei, a făcut reguli după care funcționează familia și regulile le-a pus în carte. Frate Claudiu, sora Eligia, spor la treabă. Principiul credinței, principiul autorității sau a maturității, principiul autorității spirituale și principiul iubirii. Îmi doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în căsnicia voastră, să vă dea Dumnezeu sănătate și putere și viață lungă, să vă vedeți copii, nepoții, vorba fratelui Florea din media, și strănepoții. Și o urare cu care și încheie acest mesaj. Și târziu, înspre apus, când Dumnezeu va gândi să vă cheme acasă, să vă găsească cu prima ceartă încă neînceput. Amin.